vara aceasta vom arăta impecabil. Este un deziderat care poate deveni realitate. O companie germană de produse profesionale de make-up ne oferă secretul. O combinație de standarde înalte de calitate, noutate în artă cosmetică și prețuri accesibile. Cum a devenit posibilă această formulă pentru un look de Hollywood, aflăm de la Sandra Pandrea, make-up artist al unui brand de renume internațional în lumea machiajului. Bine ai venit la Fresh Refresh, Sandra! Bine te-am găsit și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag, sunt nerăbdătoare să aflu cât mai multe despre acest brand, care este un brand de calitate și nu se adresează începătorilor. Este un brand, în primul rând, nemțesc. Și cred că spun foarte multe cu aceasta, pentru că avem foarte multă încredere în nemți de obicei și mai ales dacă produsele sunt fabricate acolo. Laboratoarele unde sunt fabricate aceste produse sunt în Germania și eu tocmai din acest motiv am foarte multă încredere în ele. Le-am încercat, le-am folosit, sunt produse profesionale, dar produse care pot fi folosite și de tinere domnișoare pasionate de make-up, care vor să arate bine, care vor să-și pună... Deci se adresează oricui, nu doar celor care defilează pe podium. Exact. Sunt produse profesionale care pot fi cu ușurință utilizate și de domnișoarele care vor să arate foarte bine. Ce se poartă anul ăsta? Anul acesta se poartă perfecțiune. Anul acesta se poartă tenul frumos, tenul curat, bine îngrijit, pentru că o bază bună de machiaj trebuie să fie tot timpul curată, îngrijită, hidratată, trebuie să avem o piele hidratată și apoi și machiajul va fi extraordinar. Cum ne alegem produsele cu care să ne machiem? În funcție de ce le alegem? În primul rând trebuie să alegem o bază de machiaj. Dacă, de exemplu, avem probleme cu porii, ne alegem o bază de machiaj care închide porii. Sau dacă avem un ten mai gras, ne alegem o bază de machiaj care matifiază și apoi alegem fondul de ten. Fondul de ten, trebuie să-ți spun, că este musai să-l alegem exact tonul tenului pe care îl avem. Adică, cel mai bine este să-l testăm pe gât și astfel nu vor exista diferențe între ten și gât și vom arăta impecabil. După fondul de ten, putem aplica pudra. Da, orice bază grasă trebuie fixată. Astfel, pudra fixează fondul de ten și putem să-l păstrăm toată ziua. Produsele trebuie să fie profesionale. Este foarte bine să alegem produse profesionale pentru că sunt mult mai ușor de utilizat, pentru că arătăm mult mai bine, putem să le combinăm în fel și chip. Tot ce trebuie să avem imaginație și dorință de a arăta cât mai bine. Cât de mult te ajută imaginația într-un machiaj? Machiajul înseamnă artă. Așa că cu cât ai mai multă imaginație și cu cât zburzi mai mult pe căile culorilor și cu cât te joci mai tare, cu atât machiajul o să arate mai frumos, o să pună în evidență și mai bine persoana pe care o machiezi. Și cel mai bine este să te simți tu bine cu machiajul pe care l-ai, pentru că atunci toată lumea va vedea chestia asta și te vei simți într-adevăr în largul tău. Hai să vedem o demonstrație. În primul rând, aplicăm fondul de ten. Eu deja am făcut acest lucru, l-am testat, gâtul și tenul au aceeași nuanță și acum putem să mergem mai departe, să aplicăm pudra. Vă sugerez să aplicați o pudră pulbere. O să vi se pară mai greu, probabil, la început de aplicat, dar nu trebuie să se sperie nimeni de asta. Se pune foarte puțină pudră în capac, după care, cu pensula, nu luăm foarte mult și, efectiv, tapotăm. Care este diferența între această pudră pulbere și pudra clasică? Pudra pulbere este mult mai fină, are particule microfine și intră în toți porii. Pudra compactă este un pic mai greu de aplicat și riscăm să lăsăm pete pe ten. Pudra cum se alege? Tot în funcție de nuanța pielii noastre? Pudra trebuie aleasă exact același ton cu fondul de ten, adică același ton cu nuanța pielii pe care o avem. Nu e bine să avem tenul mai închis sau mai deschis,
sunt anumite persoane care își doresc foarte tare să fie mai bronzate și atunci folosesc un fond de ten mai închis. La nivelul feței, exact. Și decolteul la fel de alb. Și cel mai frumos arată să fie aceeași nuanță. S-a acoperit fondul de ten, deja se vede că s-a mătuit. Foarte frumos. Acum, care este pasul următor? Acum, următorul pas este sculptingul sau conturarea feței. Am ales astăzi un machiaj corector și să-ți arăt un pic cum îl putem schimba în funcție de anotimp sau de vreme sau de locul în care mergem. Am ales două nuanțe apropiate. Am ales niște nuanțe neutre pe bază de maro. Mai avem și o nuanță mai deschisă. Cu ele putem contura. Și putem începe în felul următor. Pometele. Aplicăm exact pe conturul pometului maro, după care îl difuzăm. Este foarte important să estompăm orice culoare pe care o aplicăm. Cu cât este mai estompat și mai difuzat, cu atât va arăta mai natural. După care luăm o nuanță mai deschisă. Umplem. Și estompăm în continuare. Foarte frumos. Putem să ne ajutăm și de degete. După care putem alege o nuanță de roz, de bronz, de bej, ce dorim exact să punem în evidență pentru blush și aplicăm efectiv pe pomete. Se vede foarte bine. Pe partea aceasta putem să aplicăm o nuanță de roz mai deschis sau cum spun americanii pe apple of the cheek pentru că o să ne dea așa un aer jovial și tineresc. Un pic de roz. Un pic de roz nu strică niciodată. Nimănui, și nouă, fetelor, cum ne place foarte tare rozul. Ok. Iar acum mai putem să facem ceva. Putem să mai adăugăm un pic de highlighting. Highlightingul este, de fapt, sclipiciul. Cărei fete nu-i place sclipiciul? Nu cred că există. Nu cred că există. Tocmai de asta avem nevoie de un pic de sclipici. Nu în exces. Și aplicăm exact deasupra pometelui. Am făcut o linie. Da. După care stompăm. Putem să estompăm la fel de bine cu degetul. Știți, artiștii folosesc tot ce au în dotare. Așa este. Și aici am creat o lumină și atunci vom scoate în evidență pometele și vom avea acel look glamuros pe care toate ni le dorim. Acum? Acum vă voi arăta ceva foarte interesant pentru ochi. De exemplu, pentru dimineață sau pentru zi, închide, te rog, aplicăm un fard deschis, nude, pe toată ploapa. Mai putem aplica diverse umbre sub arcadă, tocmai pentru a contura. Trebuie tot frumos. Timpul să folosim doar produse profesionale, nu dacă vrem să avem succesul garantat. Este foarte important să folosim produse profesionale pentru că sunt mult mai bune, mult mai potrivite tenului nostru. Se aplică mult mai ușor și efectul pe care îl creează într-adevăr este wow. Deschide. Acum avem, practic, putem să dăm un pic de rimel și suntem gata pentru o ieșire în parc, de exemplu, sau la o cafenea. Ok? Dacă ne dorim totuși să avem, nu știu, să ieșim repede la un club sau un restaurant și ne grăbim, am aici un produs minune. Este un produs cremos. Uh-huh. Și acesta poate fi găsit în toate nuanțele posibile pe care ne imaginăm. Hai să-l arătăm un pic la cameră. Și poate fi folosit direct cu degetul. Cum se numește acest produs? Este o bază grasă, cremoasă, în diverse culori. O putem găsi într-o varietate de culori. Aplicăm pe toată ploapa. După care,
pentru a avea un aspect frumos, pentru ca fardul să nu se strângă, aplicăm aceeași nuanță, dar de data aceasta un fard praf, pulbere. Îl fixăm, practic. Și se fixează mai bine, să înțeleg, peste această bază. Se fixează mult mai bine. Un alt truc ce aș putea să vă spun este creionul negru, de exemplu. Dacă doriți să vă țină pe tot parcursul zilei, trasați o linie de creion negru, după care îl fixați cu un fard negru sau, de ce nu, cu un fard maro sau roz. Sau... Și aici... schimbă un pic nuanța. Puteți să schimbați un pic nuanța, ideea este să îl fixați, pentru că în felul acesta vă va rezista toată ziua. Mm-hmm. Arată foarte frumos. Deschis. Aici îl putem... A rămas tot un machiaj natural. Și să nu uităm de sclipici. Un pic de sclipici. Highlighting-ul sub arcadă. Și l-am schimbat, practic, într-un minut, am schimbat un machiaj întreg. Câteva sfaturi pentru toate telespectatoarele noastre? Primul meu sfat este îngrijiți-vă pielea, demachiați-o corect dimineața și seara, hidratați-o, tonifiați-o, pregătiți-o, practic, pentru machiaj și pentru zilele însorite de vară. Nu uitați să folosiți cremă cu factor de protecție, este neapărat, pentru că soarele îmbătrânește foarte tare pielea și ne dorim să avem o piele cât mai tânără. Când aplicăm crema, să o aplicăm cu mișcări ascensive, ca un masaj, și atunci practic ne facem un masaj zilnic al pielii și vom avea tot timpul o piele frumoasă și luminoasă. Și folosiți fondul de ten. Fondul de ten acum are rolul de a proteja tenul și nu de a-l încărca sau a-i face rău. Iar tu ne recomanzi cu toată căldura aceste produse? Eu vă recomand cu toată căldura aceste produse pentru că eu m-am îndrăgostit de ele. Le folosesc cu drag, le folosesc de foarte mult timp și m-au ajutat în toate situațiile în care am fost pusă, m-au scos din toate situațiile în care am fost pusă și le recomand cu drag, folosiți-le pentru că nu o să vă pare rău. Îți mulțumesc tare mult și te mai aștept cu mare interes la Fresh Refresh. Mulțumesc și eu. Rămâneți cu noi, revenim!